Control de amploare astăzi la un depozit Angro din Ploiești. Comisarii Gărzii Financiare Prahova au verificat standurile unde se comercializează carne, lactate și alte produse alimentare și au descoperit că evaziunea fiscală este o practică aici. Da, facem verificări. Sunt verificări specifice. Ați cerut documentele? Am cerut documentele, se procedează la efectuarea unui inventarier prin sondaj. Și de-abia apoi puteți... Putem trage o concluzie, da. După 4 ore de control, comisarii au concluzionat. Neregulile sunt la ele acasă, așa că a curs cu amenzi și au fost confiscate tone întregi de marfă, iar 2 firme au fost închise. La 2 agenți economici s-a suspendat activitatea, iar valoarea produselor confiscate, urmarea acestor acțiuni, este de 125.000 de lei. S-a constatat nerespectarea regulilor de comerț, respectiv în același spațiu practicau și activitate angro și în detail, fără să înregistreze separat aceste tipuri de activitate. Practic ați găsit pește și pui... Pește congelat și pulpe de pui congelate. Mulți dintre comercianți au fost depistați de organele de control că nu aveau prețurile afișate la fiecare produs. E prețul afișat, nu? Urmează să verificăm în continuare și documente, da? Ar trebui să ne deranjeze, că... Ar trebui afișat. Să știm prețul, da, să știm, da, cât costă. Vedeți că în tot momentul cauzăm trafacul să ne păcălească, să ne facă, ce să mai... Tot astăzi, 9 agenți comerciali au fost amendați pentru mai multe nereguli. Valoarea amenzilor a fost de 28.500 de lei.